Echipa de volei Steaua București a trecut prin schimbări importante în pauza competițională. Cu un CV bogat, slovenul Bogdan Kotnik a preluat conducerea băncii tehnice și este gata să ducă formația din Ghencea spre titlul cu numărul 18. I feel very good. Mă simt foarte bine. Echipa arată bine, jucătorii se antrenează foarte bine, iar organizarea în club este excelentă. Mă simt precum un antrenor și atâta timp cât am echipa alături, totul va fi ok. La nivelul lotului, Steaua a adus 5 jucători noi în această vară. Românii Cristian Păun și Răzvan Baziliuc, slovenul Jan Pokeršnik, canadianul Mark Wilson și polonezul Piotr Sobala Wojciech. Suntem acum în proces de adaptare. Ei trebuie să se adapteze la sistemul meu, iar eu trebuie să mă adaptez la jucătorii mei. Învățăm, muncim foarte mult pentru a fi mai buni pas cu pas, zi de zi. Iar la final, când va conta, trebuie să arătăm precum o echipă. Steaua va debuta în noul sezon, luni 26 septembrie de la ora 16, în semifinalele Supercupei României, împotriva eternei rivale Dinamo. Dinamo este o echipă foarte puternică. Ce pot să vă promit este că ne vom lupta pentru fiecare minge și vom încerca să învingem. Nu va fi ușor, dar anul acesta meciurile așa vor fi. Va trebui să ne luptăm pentru fiecare punct, iar la final învingătorul va fi cel care va face mai puține greșeli. Turneul Supercupei României are loc în sala sporturilor din Constanța, iar dacă va trece de Dinamo, Steaua va disputa finala marți 27 septembrie de la ora 18:30.